Amen iubito. Se aduce preacuvioasa Maică Maria, candidata la Sfintele Rugăciuni și a se instala stareța Sfintei Mănăstiri cu hramul preacuvioasa Maică Elisabeta din Cluj-Napoca. Harul Sfântului Duh să fie cu tine întărindu-te și îndreptându-te în toate zilele vieții tale. Să luăm aminte! Dumnezeule, ce totdeauna porți grijă de mântuirea oamenilor, Cel ce și pe această turmă cuvântătoare ai adunat-o într-una în numele Tău, Însuși Stăpâne a toate, cu nemăsurata Ta iubire de oameni, acopere-o cu acoperământul aripilor tale și nevătămantă ferește-o de toată uneltirea potrivnicului. Iar pe roaba ta, Monahia Maria, pe care ai binevoit a o așeza peste dânsa, fără prihană, o păstrează. Ale tale porunci întotdeauna păzind și neîncetat priveghind, ca nu cumva să piardă vreo oaie din turma cea încredințată ei și să fie răpită de lupul cel înțelegător. Așa, Doamne, arată-o pe roaba Ta aceasta vrednică de a Ta bunătate și cu toate faptele înfrumusețează-o ca să se facă ea, prin faptele sale, pildă bună celor de sub ascultarea ei. Pentru ca și aceasta să fie râvnitoare vieții celei fără de prihană și împreună cu dânsa să stea fără de o sândă la înfricoșătoarea ta judecată. Ca ta este împărăția și a ta este slava, puterea și cinstea în vecii vecilor. Amin. Se instalează roaba lui Dumnezeu, Monahia Maria, stareță acestei sfinte mănăstiri, oblăduită de preacuvioasa Maica noastră, Elisabeta. Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Primește toiagul acesta pe care, sprijinindu-te, vei conduce turma ta pentru care vei da răspuns lui Dumnezeu în ziua judecății. Amin. Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.